Itzy Bitsy FM și Asociația Kineto Bebe prezintă emisiunea Primii 2 ani cu Raluca Chișu. Dezvoltarea motorie a bebelușului cu vârsta între 4 și 6 luni. Sunt Raluca Chișu și bine ați venit la Primii 2 ani. Astăzi vorbim despre bebelușii între 4 și 6 luni, despre cum stau ei pe burtă și ce fac ei atunci când stau pe burtă, iar noi, de acasă, cum putem să-i stimulăm să se și joace atunci când sunt pe burtă. Alături de mine o am pe Nicoleta Tincea, este colega mea din centrele de recuperare. Experiența ta vine și spune, statul pe burtă este foarte important. Am trecut de acea primă etapă de 0-3 luni când se plângea. Cum e acum cu statul pe burtă, Nicoleta? E bine și acum cu statul pe burtică. Se mai plânge la 4-6 luni? Nu ar trebui. Depinde ce am făcut până la vârsta asta și cât l-am stimulat. Dacă l-am poziționat încă de când era nou născut, nu ar trebui să se mai plângă. Tu ai spus între 0 și 3 luni să încercăm cu, nu știu, 3 minute și după aceea să creștem progresiv. Dacă am făcut într-adevăr așa, ce ar însemna statul pe burtă când vorbim de 5-6 luni? Statul pe burtă, începând cu vârsta de 4-6 luni, ar însemna o poziție în care el reușește deja să facă mai multe lucruri. La vârsta de 4 luni, 4 luni și jumătate, vorbim despre sprijin pe un cot, iar cu cealaltă mână reușește să prindă jucăria, așa cum vorbeam de pe spate, și aici reușește să prindă jucăria din lateral, undeva 60 de grade în lateral și 30 de grade deasupra suprafeței. La vârsta de 5 luni, dacă i-am acoperit mâinile, ochii copilului și i-am pune o jucărie pe antebraț, el ar fi capabil să o dea la o parte. Practic a conștientizat că acolo are un obiect, a conștientizat și rolul mâinii. La vârsta de 5 luni mai apare o poziție care este tranzitorie, mai degrabă o mișcare. Se numește înnotătorul, care este de fapt o expresie a frustrării copilului, pentru că încep să apară și alte emoții la vârsta aceasta. Dacă el vede o jucărie mai departe sau pe linie mediană, el își dorește să o prindă, vârsta nu ne ajută să ne ducem să o luăm și atunci el va face o extensie din tot corpul, brațe și cap și trunchi și va reveni înapoi pe suprafață. Iar la vârsta de 6 luni vorbim despre o altă formă de sprijin, o formă mult mai înaltă, vorbim deja despre o alt fel de verticalizare. Sprijin simetric pe palme se numește, este o poziție în care deja vedem lumea cu totul și cu totul diferit, de la o altă înălțime, este o vârstă la care lucrurile se modifică complet. Apare o mișcare tridimensională la nivelul gurii, tocmai de aceea la vârsta aceasta începe și diversificarea. Copilul, din punct de vedere social, devine foarte deschis, comunicativ, chiuie, zâmbește, râde. Deci, practic, dezvoltarea lui motorie este strâns legată și de dezvoltarea cognitivă și socială și cumva acum începem pe la 6 luni să fim mai sociabili și mai atenți la ceea ce se întâmplă în jur. Tu spuneai de diversificare și nu am cum să nu te întreb. Suntem, să spunem, la finalul celor 6 luni. Acum este momentul de diversificare. Ne ajută și dezvoltarea motorie la diversificare? Clar ne ajută. Tocmai de aceea specificasem că apare o mișcare diferită la nivelul mandibulei. Tocmai de aceea se verticalizează, apare și o poziție nouă, o poziție în care centurile, cea a bazinului și cea a scapulohumerală se aliniază, devin paralele, lucrurile se modifică complet. Tocmai de aceea este recomandat la 6 luni să se înceapă diversificarea și nu mai devreme. Hai să luăm un pic așa în spate. La vârsta aceasta, 4-6 luni, cum poziționăm copilul la somn? Cum doarme copilul? Poziția ar trebui să fie tot pe spate, în principiu, dar părintele ar trebui să fie atent la poziția pe care o adoptă, să nu fie una preferențială, capul să fie numai spre partea dreaptă, de exemplu. Iar acesta e un sfat pe care îl luăm în considerare inclusiv la vârsta 0-3 luni. La 4 luni nu putem să mai poziționăm și să rămână complet acolo, pentru că în principiu ar trebui să se miște, să nu mai rămână într-un singur loc. Atunci degeaba îl voi poziționa numai pe lateral, pe o singură parte, sau numai pe spate, pe o singură parte. Deci să fim atenți la el, să se miște. Are nevoie de pernă în pat?
Nu, nu are nevoie de pernă, tocmai pentru că ziceam că el acum întoarce căpuțul în toate direcțiile, nu știm exact cum va ajunge pernuța să fie poziționată, dar nici înainte de vârsta de 4 luni perna nu ar fi fost utilă. Vorbeam despre faptul că el ținea capul numai spre dreapta sau numai spre stânga și atunci o poziție mediană n-ar fi fost una naturală în cazul unui nou născut. Acum e aproape jumătate de an cu bebelușul acasă, știm, ne-am obișnuit, deja știm să facem și băița și cu mâncatul cât de cât ne-am obișnuit. Este bine să venim la un terapeut după jumătate de an de dezvoltare motorie și stimulare prin joc acasă. Voi la ce vă uitați de fapt după jumătate de an la bebeluș? Este bine să vină oricând pentru o evaluare, chiar și profilactică. Cu atât mai mult dacă părintele observă anumite aspecte pe care ar vrea să le dezvoltăm și să le discutăm. La 6 luni deja vorbim de o dezvoltare, vorbim despre achiziții complexe, vorbim despre rostogolire, vorbim despre prindere peste linie mediană, vorbim despre poziție înalte, sprijin pe palme. Și atunci noi o să ne uităm la toate aspectele acestea și modalitățile în care el realizează mișcarea, în care el realizează sprijinul. Iar toate lucrurile acestea ne vor spune anumite lucruri despre ce a făcut el înainte, despre cum va face ulterior achizițiile. Eu știu că voi dați anumite teme acasă părinților. Cum arată aceste teme pe care le primesc părinții din sala de terapie? Că știu că au nevoie de jucării și de mult drag. Sunt teme simple. În principiu încercăm să nu fie mai mult de 2-3 teme, pentru că ne dăm seama că acasă, pe lângă lucrurile pe care le au ei de făcut, mâncat, schimbat, spălat și așa mai departe, au nevoie și de timpul lor. Și părinții au nevoie și de relaxare și de timp cu ei, de timp cu bebelușul, și atunci nu încercăm să complicăm mai mult situații. Adică sunt jocuri pe care voi le sugerați să le facă, mă rog, când petrec timpul cu bebelușul. Da, eu le recomand așa, le spun în ședința de terapie, lucrăm 40 de minute, acasă nu facem militarie, ne jucăm, stimulăm, cât reușim, cât nu, hai să discutăm împreună la următoarea ședință. Există jucării pe care acum, la finalul celor 6 luni, le recomand mai departe? Era până acum doar ideea de a putea strânge în mânuță, să schimbăm trusoul de jucării? Da, putem să ne jucăm și cu alte tipuri de jucării, putem să ne uităm pe cărticele la vârsta asta, putem să integrăm și cărticelele senzoriale, deja este mult mai curios diferite. Să atingă cu mâinile, exact. Ne apropiem ușor-ușor și de vârsta la care el poate să utilizeze jucăriile care se mișcă, se plimbă prin cameră, pentru că la vârsta de 6 luni avem o poziție înaltă, deja urmărim tot ce se întâmplă prin cameră. Nu ne ducem încă după el, dar putem să le folosim pentru că va fi foarte interesat să se uite după el. Aventura cred că începe acum cu bebelușul și primele luni, de fapt sunt pași de dragoste și de iubire alături de cel mic, iar stimularea și joaca pe care voi o faceți acasă este ceea ce va defini dezvoltarea lui motorie de mai târziu. Vă mulțumesc mult!